Teatrul pentru Viață, un spectacol de magie, o nouă ediție a campaniei Premianții fără premii, sunt doar câteva dintre evenimentele care vor avea loc în județ în acest sfârșit de săptămână. Astfel, sâmbătă 26 martie de la ora 11 sunteți invitați să cunoașteți un alt om minunat care a înțeles că fără implicare și dedicare, inclusiv în ceea ce îi privește pe tinerii cu nevoi speciale, România nu poate să aibă viitor. Este vorba despre un tânăr kinetoterapeut din municipiul Hunedoara, provenit dintr-o familie modestă, care astăzi este sprijin și model pentru zeci de tineri cu grave probleme de sănătate din vestul țării, campioni ai competiției Special Olympics. Visul lui a fost acela de a deveni kinetoterapeut. Astăzi, bucuria profesiei îi luminează viața. Copiii îl iubesc, părinții îl apreciază, iar Marius ne arată cum e viața ca o vacanță, în timp ce muncești pe brânci. Marius Pârjol vine în fața statuii lui Decebal din Deva să îl cunoașteți și să-i mulțumiți oficial printr-o diplomă și un buchet de flori. Tot sâmbătă de la ora 11 la Teatrul de Artă Deva are loc un spectacol care merită văzut. Magicianul Robert Tudor prezintă spectacolul Inimini Mainimo, un spectacol dedicat celor mici. Iar de la ora 12 sunteți invitați să participați la Marșul pentru Viață. Evenimentul, care se desfășoară anual în mai multe orașe din țară, va avea loc și la Deva, în Piața Unirii. Sloganul de anul acesta este Pentru Viață, Pentru Femeie, Pentru Familie și are scopul de a trage un semnal de alarmă asupra numărului tot mai mare de avorturi. Marșul pentru Viață 2016, devenit o tradiție a ultimilor ani, este organizat de mai multe asociații și organizații non-guvernamentale creștine din România și Republica Moldova. La acest eveniment vor fi prezenți tineri și membri ai societății civile care cred în valorile morale ale familiei creștine și susțin viața ca dar al lui Dumnezeu. Dacă vă atrage cultura și civilizația Egiptului antic, în acest weekend puteți vizita o expoziție inedită la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Veți afla numeroase detalii despre istoria și cultura egipteană veche. Veți putea vedea numeroase obiecte originale, dar și replici. Mai mult decât atât, în spațiul expozițional a fost amenajată și o cameră funerară. Expoziția Egiptul Faraonilor rămâne la Deva până la sfârșitul lunii mai. Și Castelul Corvinilor are porțile deschise pentru toți cei care doresc să-l viziteze. Unul dintre cele mai impunătoare castele medievale din Europa este vizitat anual de sute de mii de turiști din toate colțurile lumii, așa că, cu siguranță, merită și atenția noastră. Tot în Hunedoara merită vizitată în această perioadă Strada Revoluției. Primăvara, această stradă este de departe cea mai frumoasă. Piersicii ornamentali au început să înflorească și, chiar dacă afară este destul de rece, merită să faci o plimbare în zonă. Vă garantăm că vă veți bucura de un peisaj ce pare desprins dintr-un bazm. Cinefilii pot vedea în acest sfârșit de săptămână două filme. Primul, Al șaptelea pitic, va rula la Cinematograful Patria în fiecare zi de la ora 15. Pelicula, care are astăzi premiera în România, prezintă aventura fantastică a celor șapte pitici care vor înfrunta cu vitejie și umor un dragon și o vrăjitoare. Cel de-al doilea film, tot de aventură, spune povestea unui tânăr student din Beijing, trimis să trăiască alături de păstorii nomazi din Mongolia pentru a educa. Aflat aici, Chen Zen învață despre păstori și legătura pe care o au cu lupii, o legătură ce este amenințată de aparatul guvernamental. Ultimul lup poate fi vizionat în fiecare zi de la ora 19. Duminică 27 martie, credincioșii catolici vor sărbători Învierea Domnului, Paștele, cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Tuturor le dorim sărbători fericite alături de cei dragi.